Reanul nu este cultivat în mod obișnuit din semințe, deoarece sezonul de creștere este prea scurt în majoritatea zonelor. Totuși, este o modalitate foarte ușoară de înmulțire a reanului și foarte simplă, iar în cazul în care nu recoltați semințele, ele oricum vor cădea pe sol și acolo va crește hrean. Florile de hrean sunt foarte frumoase. Ele încep să înflorească la începutul lunii iunie, iar apoi formează mici păstăi care conțin semințe. Când păstăile se usucă, putem recolta semințele și ulterior să le semănăm. Ele de obicei ar trebui semănate primăvara pentru ca hreanul să se formeze toamna. Florile de hrean sunt polenizate de albine și alți polenizatori împreună cu vântul. Hreanul de obicei este plantat din bucăți mici de rădăcină care se plantează toamna sau primăvara de vreme. Rădăcinile au nevoie de un sezon lung de creștere pentru a se dezvolta.